Sâmbătă de la 15, în grădina publică Mersi din Câmpul Lung s-a strigat șapo, 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 iar pălăriile au intrat într-o scenă naturală și au pășit cu participanții într-o lume nesfârșită, o expoziție de bandă desenată despre energie, mediu și climă, realizată în parteneriat cu Institutul Francez din România. Artista Amandine Bănescu a spus: Bună ziua, bine ați venit la expoziția Le Monde sans fin, o lume fără sfârșit sau o lume nesfârșită. Este o expoziție care a născut de la un album de banda desenat care a fost creat în 2021 de un ilustrator, domnul Blanc, care era un anxio climatic ca unii dintre noi și a hotărât să facă cunoștința cu Jean-Marc Iancovici, un profesor din Franța, care e cunoscut pentru că a lucrează de ani de zile despre schimbare climatică, despre gazele cu efect de seră și despre încălzire globală. El este cumva tatăl noțiunii, conceptului de amprenta carbon, dacă ați auzit despre asta. Dacă n-ați auzit, aflați în cartea asta, Le Monde sans fin. Este un album de banda desenat care e foarte valoros pentru că ne ajută să înțelegem ce se întâmplă cu noi în lumea noastră. Și ne ajută să găsim mici soluții la nivel personal și la nivel global, ce putem să facem ca să salvăm umanitate, ca să zic așa, eventual. Poate pare exagerat, dar cred că despre asta este, de fapt. Nu atâta planeta și despre umanitate, da? Oameni. În această expoziție, este o expoziție care e creată de Institutul Francez, care a fost tradus în limba română, și conține câțiva planșe din acest tufoasă lucrare. Din acest selecție 25 de planșe, încercăm să reușim să rezumăm toate gândirile lui Jean-Marc Iancovici asupra mediu și oameni. Și este făcut în 4 capitole, deci avem un prim capitol despre energiile și este vorba despre faptul că energiile de fapt sunt gratis pe planetă, că planeta nu ne cere bani pe petrol, nu ne cere bani pe gaz, și că și felul cum le consumăm în ziua actuală. A doua capitol este despre clima, cumva, și explică un pic cum toate aceste energiile pe care le extragem din planetă și le folosim produc dioxid de carbon, care odată eliberat în atmosferă, se numesc gaze cu efect de seră, pentru că provoacă această încălzire globală. Asta e explicat în capitolul 2. În capitolul 3, încearcă să facă un bilan asupra celelalte alternative ale acestei energii, care sunt foarte carbonate, în particular, deci, energiile regenerabile, tip eolien, energiile eoliene și energiile solare. Cumva bilanul lui e că sunt, nu o să ne salveze, poate fi o mică parte din soluții, dar nu o să fie suficient. Și revine asupra energiile nucleare. Vă las să descoperiți mai departe acest capitolul 3. Și ultimul capitol, al patrulea, este despre alimentație, transport și comunități. Adică, practic, expune acolo soluțiile pe care le putem implementa la nivelul nostru, ori la nivel individual, ori la nivel de colectivități, și care dau o notă de optimism asupra, asupra bilanul lui despre planetă. Dacă oameni vin aici și n-au foarte mult timp să citească tot expoziție, am creat acest insule în mijlocul parcului, care se numește Mai pe scurt, și în 3 planșe oamenii o să poate, sper să-și facă o idee de gândire lui Jean-Marc Iancovici despre ce putem să facem pentru planeta noastră. Și repede, nu atâta pentru planeta și pentru oameni de pe planeta, că planeta e aici de mult prea mult timp ca să-i pese de noi. Așa, vă mulțumesc! Actorul Laurențiu Bănescu a vorbit în deschiderea proiectului Șapo Mușcel. Șapo! Mulțumesc mult, bine ați venit! Acesta este startul Șapo Mușcel. Este proiectul Asociației Narrative, din care eu fac parte. Este un proiect de reanimare culturală a orașului Câmpul Lung, pe care îl îndrăgim foarte tare și pe care ne-ar plăcea să-l vedem mai viu și mai plin de evenimente și de fețe zâmbitoare.
Chapeau, mușcel înseamnă jos pălăria pentru orașul Câmpul Lung. Asta este întreaga esență a proiectului. Chapeau, trebuie să spunem, și pentru toți cei care ne ajută să facem acest proiect. Avem o gașcă de prieteni și de voluntari și de oameni care ne susțin în fel și chip din spate, din umbră. O parte dintre ei sunt aici, la acest start. Scoatem pălăria. Chapeau pentru primăria și Consiliul Local Câmpul Lung, care au fost foarte deschiși și ne-au sprijinit foarte mult. Le mulțumim. Chapeau pentru partenerul nostru, Institutul Francez în România, la București, care ne oferă, printre altele, această expoziție și o proiecție de film, care va fi weekendul viitor. Chapeau pentru sponsorii noștri, Fundația Acasă în Mușcel și Gravolab CNCSRL. Și, nu în ultimul rând, chapeau pentru dumneavoastră, toți care sunteți astăzi aici și care veți veni și mâine și în următoarele 3 weekenduri la evenimentele proiectului. Vă amintesc că mâine este un spectacol de neratat. E vorba despre o fanfară punk care o să cânte aici în grădina Mersi. Și de la ora 18 este realmente un show care nu trebuie ratat, după părerea mea, pentru că nu știu când o să-i mai prindem pe belgieni în orașul nostru. Weekendul viitor avem sâmbătă o proiecție de film, tot aici în parc, toate evenimentele se întâmplă în parc. Duminică avem Școala de Circ din Timișoara, care este o asociație, artiști circari, care fac foarte multe spectacole foarte frumoase și ateliere de circ pentru copii și adulți. Vor fi prezenți duminica viitoare cu un atelier de circ dimineață și cu un spectacol după amiază. Iar în al treilea weekend, duminică pe 22 septembrie, aici, chiar aici, în spatele meu, undeva în mijlocul parcului, vom avea o trupă de jazz de la Sibiu, Music On Jazz Quartet, care ne vor încânta, în timp ce dumneavoastră sunteți invitați să veniți cu pălăria, să o scoateți la plimbare în parc, în centrul orașului, în ceea ce ar fi o primă paradă a pălăriilor din proiectul Chapeau Mușcel. Așa că vă dau întâlnire la evenimentele din grădina Mersi în următoarele 2 săptămâni. Vă mulțumim mult pentru că ați venit astăzi și o să vă las cu Amandin, care o să vă vorbească despre acest prim eveniment, expoziția pe care o facem astăzi. Duminica a fost concertul fanfarei punk din Belgia, Kermes al Est. Activitățile culturale și manifestările artistice vor continua și în următoarele weekenduri, tot în grădina publică.